în lumina acestui cuvânt, pentru că Domnul vrea să trăim într-un mod care să fie lumină și nu întuneric. Așa că vă rog să deschideți la Efeseni, capitolul 5, și vom citi doar două versete care să ne călăuzească în meditație în dimineața aceasta. Efeseni, capitolul 5, vom citi versetele 8 și 9. Haideți să ne ridicăm când citim acest cuvânt al Domnului și ne pregătim inimile ca să medităm la el. Așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Amin. Te rugăm, Doamne, și acum când ne apropiem de cuvânt, te rugăm, ajută-ne să umblăm într-adevăr în lumină, în neprihănire, în bunătate și în adevăr. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Apostolul Pavel vorbește fraților din Efes și le vorbește ca să-i încurajeze. Și ca să-i încurajeze, le aduce aminte de unde au fost izbăviți, ce a făcut Domnul în viața lor și care este noua destinație înspre care să meargă. Și spune el, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Și ăsta este destinul nostru. Am fost întuneric și Dumnezeu ne-a scos din întuneric pentru ca să fim lumină în Domnul. Și tranziția aceasta de la întuneric la lumină este o tranziție pe care o face Duhul lui Dumnezeu prin lucrarea credinței care o pune în noi. Vedeți, credința este definită de Scriptură ca și o încredere, nu doar o cunoaștere teoretică, ci un pas al credinței, o încredere în ceea ce Dumnezeu ne-a revelat ca și voia sa. În 1958 a fost lansat pentru transporturi comerciale, primul avion turbopropulsat, avioane cu reacție, din astea care n-au elice. Până în 1958, toate transporturile erau făcute de avioane cu elice. Avioanele turbopropulsate erau mai mult pentru scopuri militare și experimentale. Dar în 1958 a fost făcut primul avion turbopropulsat, Boeing 707. Și într-o zi, călătorind cu un avion din ăsta cu elice, un om stă de vorbă cu pasagerul care era lângă el și îl întreabă unde lucrezi și omul îi spune, băi, lucrez la Boeing. Și ce faci? Păi sunt inginer proiectant. Și spune el așa din vorbă în vorbă, începe să vorbească mai mult și spune, eu sunt cel care am condus proiectul pentru noul avion turbopropulsat. Și îi descrie cum merge, că e cu viteză mai mare decât avioanele astea cu elice, că este zborul mai lin și îi spune el toate detaliile. Și îl întreabă pasagerul de lângă el, ai zburat cu avionul ăsta, așa-i? Zice, nu, aștept să fie mai mult timp în circulație și după aia am să zbor și eu. Cam așa-i credința noastră multora. Știm tare multe despre avionul turbopropulsat, știm multe despre har, știm multe despre ce poate să facă Duhul lui Dumnezeu, știm multe despre lucrarea Duhului Sfânt. Dar când ne întreabă cineva, dar ai zburat? Încă nu. Odinioară erați întuneric. Nu erați în întuneric. Ce spune, erați întuneric. Și fiecare dintre noi, când ne examinăm viața trăită fără Hristos, ne dăm seama că nu numai că eram în întuneric, dar întunericul era în noi. Eram noi înșine întuneric. Și să fii întuneric înseamnă să umbli în întuneric, să-ți fie ochii orbiți de Dumnezeul veacului acestuia, să nu cunoști bunătatea lui Dumnezeu și să nu trăiești în ea.
Și toți oamenii încep viața în întuneric. Toți oamenii încep în viața în întuneric pentru că toți se nasc cu o fire care este înclinată spre păcat și se nasc străini de viața din Dumnezeu, străini de viața lui Dumnezeu, străini de legămintele făgăduinței. Domnul Iisus Hristos a venit ca și lumina lumii. În Ioan, în capitolul 8, El spune: Eu sunt lumina lumii. Cine umblă, cine cunoaște cuvântul meu, cine umblă în cuvântul meu, nu mai umblă în întuneric, ci umblă în lumină. Și Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și ne vorbește nouă și ne spune: voi sunteți lumina lumii. Interesant. El care este lumina lumii spune: de acum înainte, voi sunteți lumina lumii. L-ați văzut careva pe Domnul Iisus săptămâna trecută? Nu l-a mai văzut în carne și oase, pentru că s-a înălțat la cer. Dar El trebuie să fie văzut în fiecare zi în lume și de aceea El ne-a spus: voi sunteți lumina lumii. Și fiecare dintre noi, eu și dumneavoastră, fiecare în parte, în lumea în care ne-a pus Dumnezeu, trebuie să ducem lumina Lui, să fim acolo lumina lumii, să iasă din noi o lumină ca și lumina lui Dumnezeu. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină. Odinioară erați întuneric. Se vorbește despre nightlife. What is the nightlife? Viața de noapte. Nu? Ce este asta? Nightlife este după ce se înserează, se aprind niște reclame foarte luminoase, la niște locuri foarte dubioase. Da? Unde se duc oamenii ca să bea și ca să petreacă în moduri care sunt păcătoase. Și îi se spune nightlife, viață de noapte, pentru că le-ar fi rușine în timpul zilei să facă aceleași lucruri. Pentru că lumina scoate la iveală ceea ce este urât, ceea ce este contrar voii lui Dumnezeu. Dar noaptea ascunde. Sunt multe părți în orașele mari, mai ales, unde noaptea e ca și un furnicar. Pentru că ies toate goangele care ziua s-au ferit de lumină, ies noaptea. Că noaptea poți face orice, că nu te vede nimeni, că nici Dumnezeu nu vede. Dumnezeu vede noaptea, la fel ca și ziua. Psalmul 139, omului Dumnezeu pune întrebarea: unde voi fugi departe de fața ta? Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, ești acolo. Dacă voi zice cel puțin, întunericul mă va acoperi, se va face noapte lumina din jurul meu. Spune El, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Poți trăi în întuneric și să fii întuneric. Sau poți trăi în lumină și să fii lumină. Și, dragii mei, chemarea noastră este să trăim în lumină și să fim lumină. Spune cuvântul lui Dumnezeu: odinioară erați întuneric. De asta e un capitol care s-a încheiat. Acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Nu-i destul să ai lumina înăuntru. Trebuie lumina să se reverse. Să umbli și în toate lucrările tale, în toți pașii tăi, să se vadă că într-adevăr lumina iese din lăuntrul tău. Că ai lumina lui Dumnezeu în lăuntru. Umblați deci ca niște copii ai luminii și spune El ce înseamnă să umbli ca și copii ai luminii. Sunt trei caracteristici aici și foarte simplu și poate n-ar strica să memorați versetul acesta. Spune căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Foarte simplu. Umblare în lumină înseamnă să ai roada luminii, adică să umbli în bunătate, în neprihănire și în adevăr. Am să le iau pe fiecare în parte și am să încep cu ultima dintre ele. Umblare în adevăr.
Citim acum și miercurea seara, facem studiu biblic din Corinteni. Și Apostolul Pavel insistă, mesajul pe care l-a adus la Corint este adevărul. Domnul Iisus spune, eu sunt calea, eu sunt adevărul. Pretutindeni unde apostolii s-au dus să vestească Evanghelia, s-au dus să vestească adevărul. Nu ne interesează altceva decât adevărul. Spune Domnul Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dar umblare în adevăr, umblare în ceea ce este voia revelată a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Umblare în armonie cu ceea ce este voia lui Dumnezeu revelată în Cel care este adevărul, adică în Domnul Iisus Hristos. Umblați în adevăr, spune Domnul Iisus în rugăciunea de mijlocire pe care o găsim în Ioan 17. Se roagă pentru ucenici și pentru noi și spune, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și avem nevoie, dragii mei, să fim sfințiți în fiecare zi prin cuvântul lui Dumnezeu, să fim scăldați de adevărul lui Dumnezeu, să fim curățiți de El, încât să umblăm în adevăr, să cunoști adevărul, dar să umbli în adevăr. Nu-i suficient să știi adevărul, trebuie să-l trăiești. Roata luminii stă în umblare în adevăr, dar umblare nu numai în adevăr, ci și în neprihănire. Dacă adevărul este cunoscut doar la nivelul minții și nu este trăit, este o filozofie interesantă, o filozofie care este corectă, o concepție despre lume și viață care este în armonie cu realitatea, e adevărată. Dar dacă nu se traduce în viață, rămâne doar o filozofie. De aceea spune cuvântul, nu-i suficient numai adevăr, ci trebuie să fie și neprihănire. Neprihănire înseamnă o sfințire practică, o trăire care este curată înaintea lui Dumnezeu. Spune Domnul Iisus în predica de pe munte, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Este o neprihănire pe care oamenii încearcă să o realizeze prin faptele lor. Și este o neprihănire pe care o dă Domnul și care după aceea, după ce transformă lăuntrul, se exprimă într-o viață nouă, o viață frumoasă. Neprihănire practică. Când Scriptura vorbește despre mântuire, vorbește despre trei aspecte ale mântuirii. Uneori vorbește și spune că ați fost mântuiți. Altădată spune, sunteți mântuiți. Altădată spune, veți fi mântuiți. Și parcă zice, stai puțin, dacă am fost, cum se poate să mai fii în prezent sau să fii în viitor? Nu s-a terminat totul? Mântuirea are trei aspecte, dragii mei. Și cineva punea foarte plastic lucrurile astea. Spune, întâi de toate, este lucrarea de justificare, care are de-a face cu ceea ce am făcut în trecut. Ați fost mântuiți, ați fost justificați, ceea ce ați făcut a fost șters, păcatele voastre au fost pironite pe cruce împreună cu Hristos, a fost șters zapisul, a fost ștersă sentința care era împotriva voastră, e trecut. Dar mai este un aspect prezent al mântuirii, care este lucrarea de sfințire. Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează acum în noi sfințirea. Și nu-i gata sfințirea asta. Ați ajuns careva dintre dumneavoastră la punctul în care să nu mai puteți păcătui? Acum îmi dau seama că încet, încet ajung eu între cei bătrâni și cu cât îmbătrânesc, cu atât sunt mai conștient de slăbiciunea firii pământești. Și mai conștient de nevoia
ca Dumnezeu să lucreze cu harul Lui în viața mea în fiecare zi, să mă țină și să lucreze în viața mea sfințirea. Dar nu se încheie nici aici, ci spune, mai este o lucrare, lucrare de glorificare. Atunci când nu numai că am fost scoși din păcat, nu numai că este făcută lucrarea asta de sfințire, adică de scoaterea păcatului din noi, ci este lucrarea în care vom fi scoși din prezența păcatului. Scoși din păcat, scos păcatul din noi și după aceea scoși chiar din prezența păcatului. Pentru că atunci când vom sta în gloria lui Dumnezeu, nu va mai fi acolo nimic vrednic de dispreț, vrednic, nimic pângărit, ci totul va fi desăvârșit. Și tânjim după aceea. Fiecare dintre noi tânjește după starea aceea deosebită, când vom fi în prezența lui Dumnezeu și nu va mai fi ispită și nu va mai fi cădere și nu va mai fi păcat și nu vor mai fi consecințele păcatului, boală și moarte și relații distruse și așa mai departe. Dar asta e lucrarea pe care o face Domnul în noi în fiecare zi. A scos păcatul, ne-a scos din păcat, scoate păcatul din noi și ne va duce să fim într-o stare unde să nu mai fie păcat. Sfințire. Dar spune cuvântul încă ceva. Vedeți, erau oameni care în vremea Domnului Iisus voiau să fie sfinți prin eforturile lor. Erau fariseii. S-au pus deoparte. Și când vorbim despre farisei, de multe ori vorbim foarte critic la adresa lor. Acum, farisei au fost oameni care au luat în serios cuvântul lui Dumnezeu, mai serios decât îl luăm mulți dintre noi. Au zis, cuvântul lui Dumnezeu spune să faci așa, așa voi face. Ei au fost atât de meticuloși în respectarea cuvântului lui Dumnezeu, încât aveau practica aceasta care le spune de a pune garduri. Garduri în ghilimele. Adică, dacă spune să nu călătorești mai mult de o călătorie de ziua sabatului, în ziua sabatului, și asta era o distanță, aveau grijă, nu cumva, să faci o călătorie mai mare de atât, chiar să faci puțin mai puțin. Dacă spune când pedepsești, să nu dai mai mult de 40 de lovituri, ei ziceau nu 40, ci ziceau 39, 40 fără una. Dacă cumva greșești la numărătoare, să nu dai mai multe. Foarte meticuloși. Spune, dădeau zeciuială din toate lucrurile și mai mult, dădeau zeciuială din chimen, din izmă, adică mentă și din mărar. Am primit mărar de la fratele Barbu. A fost zeciuială sau a fost dar de bunăvoie? Dar nu cred că s-a dus fratele Barbu în grădină să numere câte fire de mărar are în grădină și să zică am 70 de fire, 7 sunt ale Domnului. Farisei erau atât de meticuloși încât dacă ai 70 de fire de mărar, să fii sigur că din 7 le dai Domnului. Ai 30 de fire de mentă, 3 sunt ale Domnului. Foarte meticuloși. Dar în meticulozitatea lor de a respecta legea, lipsea ceva. Lipsea bunătatea. Și spune Domnul, bunătate voiesc și nu jertfe. Nu-L interesează pe Domnul câte boabe de mărar îi dăm noi. Nu-L interesează câte fire de mentă îi dăm, ci inima. Bunătate voiesc și nu jertfă. Spune omului Dumnezeu în Cartea Proverbelor, ceea ce face farmecul unui om, ceea ce face frumusețea unui om, ce este? Bunătatea lui. Un om bun, chiar dacă fizic nu este frumos, are o frumusețe care te cucerește. Un om frumos și rău te ține la distanță și îl ții la distanță.
Dar Domnul, vedeți, vrea să îmbinăm toate acestea. Adevărul, neprihănirea și bunătatea. Când Domnul se descoperă lui Moise, atunci când îl ascunde cu mâna pe stâncă, spune, voi face să treacă pe dinaintea ta toată slava mea, toată frumusețea, sau în alte cuvinte, toată bunătatea. Și pentru că Domnul este bun, vrea să semănăm cu El în bunătate. Roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Și, dragii mei, în ziua aceasta, și vreau să ne cercetăm fiecare viețile înaintea Domnului. Am ieșit din întuneric și am fost puși în lumină. Dar umblăm în lumină? Este viața noastră o viață marcată de bunătate, de neprihănire și de adevăr? Poate încă n-ai făcut pasul acesta al încrederii în Domnul și ești încă în întuneric. Domnul îți spune, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Și vino să trăiești în lumină. Să știți că viața la lumină e mult mai frumoasă decât viața la întuneric. Am fost de câteva ori în peșteri. Și un lucru pe care îl făceau cei care conduceau turul prin peșteră era când ajungeam de obicei într-un loc mai mare și unde era drept să stingă lumina. Și așa era de întuneric că puteai să-ți bagi degetele în ochi și nu vedeai. Așa de întuneric. Și e suficient să fie un chibrit. Acum apeși pe un telefon celular și luminița aia mică pe care o face, parcă te orbește. Scoși din întuneric la lumină. Și spune apostolul, nu orice lumină, lumina sa minunată. Haideți, dragii mei, să umblăm în lumină. Domnul ne-a răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. A plătit prețul pentru iertarea păcatelor, pentru sfințire și pentru glorificare. Și haideți, pentru că El a făcut lucrarea asta, să venim și noi și să-i spunem, Doamne, pentru că ai fost așa de bun și ești așa de bun, pentru că îți vei revărsa bunătatea și în continuare peste noi. Doamne, te rugăm, ajută-ne să umblăm în lumină, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Și umblați, dragii mei, în fiecare zi, în neprihănire, în adevăr și mai ales în bunătate. Amin. Gel, mă încred în El, El știe soarta mea. Mă încred în El. Oriunde aș fi dus, chiar în cuptor.